Uniunea Polonezilor din România organizează în perioada 14-15 septembrie la Suceava, pentru a 20-a oară, Zilele Culturii Polone sub deviza Mai aproape unii de alții, în cadrul cărora va avea loc simpozionul internațional dedicat relațiilor istorice și culturale polono-române, precum și aspectelor lor contemporane. Ediția de anul acesta începe în ziua de 14 septembrie la ora 9:30 la Muzeul de Istorie din Suceava, cu deschiderea oficială și vernisajul expozițiilor Polonezele și Româncele care au schimbat lumea și România. De 20 de ani, Zilele Culturii Polone sunt o manifestare care unește simpozionul pe tema relațiilor polono-române de-a lungul veacurilor înțelese în sens larg, precum și manifestări culturale. Din anul 2006, un element permanent al Zilelor Culturii Polone este sărbătoarea roadelor în Solonețul Nou, în timpul căreia se prezintă toate comunitățile poloneze din România, precum și vecinii români și alte minorități. Ediția 20-a a Zilelor Culturii Polone de anul acesta începe în ziua de 14 septembrie la ora 9:30 la Muzeul de Istorie din Suceava, cu deschiderea oficială și vernisajul expozițiilor Polonezele și Româncele care au schimbat lumea. Este o expoziție excepțională pregătită de Institutul Polonez din București cu ocazia centenarului redobândirii independenței Poloniei și mari uniri a României. Expoziția Romania este o expoziție de fotografie care prezintă imaginea subiectivă a României a lui Vladislav Kubien, artist plastic, grafician, sculptor și fotograf, care în repetate rânduri a vizitat România în calitate de participant la Zilele Culturii Polone, instructor la atelierele și taberele artistice din satele poloneze din Bucovina, dar și în calitate de artist cu lucrările sale la multe expoziții din multe locuri din România. Această țară, locuitorii ei, natura și monumentele ei l-au fascinat și inspirat de ani. Vladislav Kubien ne invită într-o călătorie prin România, așa cum a cunoscut-o, îndrăgit-o și văzut-o prin obiectivul aparatului său și pe care o poartă în sine de ani. În continuarea programului va avea loc simpozionul internațional intitulat Despre relațiile polono-române de-a lungul timpului în anul centenarului independenței Poloniei și mari uniri a României, care va începe în sălile de conferință ale Muzeului de Istorie cu secțiunea dedicată anului 1918 în România și Polonia, urmată apoi de două zile de dezbateri ale istoricilor, lingviștilor, etnografilor, istoricilor culturii. Pe 15 septembrie după amiază vor avea loc concluziile simpozionului și lansarea celor mai noi cărți dedicate tematicii polono-române editate în Polonia și România. Tot în aceeași zi, la ora 13:30, locuitorii Sucevei sunt invitați la un moment polonez pe esplanada Casei de Cultură. Va evolua fanfara de tinerete de pe lângă unitatea de pompieri din localitatea Scava, în regiunea Małopolska, înființată în anul 1933. Ziua de 16 septembrie va fi dedicată în întregime sărbătorii roadelor în Solonețul Nou, care va începe cu Sfânta Liturghie de la ora 11, după care vor urma expoziția de roade și specialități culinare, picnic și spectacolul folcloric cu participarea ansamblului Soloceanca din Solonețul Nou, precum și a musafirilor, a fanfarei de tineret de pe lângă unitatea de pompieri din localitatea Scava, în regiunea Małopolska, și a trupei Piciarchii din regiunea Ziviețului, care prezintă un dinamic folk rock muntenesc.